Am revenit, dragii telespectatori, spuneam zarpă mare prin magazină, jumătatea noastră încearcă să caute tot ce este mai frumos, să ne încânte, să ne împace, să nu știu cum. Mâine doar este 8 martie, noi vorbim aici despre femeie și primăvara, dar am adus în discuție, să spunem, yin, yang, jumătatea, bărbatul și femeia. Ați văzut, discuția este aprinsă. Chiar dacă voi pierde din ratingul la această emisiune, emisiunea știți că este în reluare sâmbătă, duminică, luni, vreau să vă spun că în momentul de față doamna doctor Florinela Bălan este și pe un alt post național, pe Național TV, dar iată că a fost, sper să vă văd și o doamna doctor, că am promis, dar o să văd în reluare, cum și dumneavoastră, probabil, dragi telespectatori, o să ne vedeți în reluare. Da. Am făcut acest, chiar cu riscul de a mai pierde puțin din ratingul acestei emisiuni. Da, și emisiunea cealaltă e de mai multe ori în reluare următoare, de vreo 4-5 ori. Mulțumesc pentru apreciere. Eu vă mulțumesc pentru că, iată, vă faceți timp să veniți și la emisiunile televiziunii VTV, pentru că știu că sunteți scurtată și de celelalte televiziuni și v-am văzut și la celelalte televiziuni, mai ales că aveți colaborări și acum, doar atât, gata, aici sunteți la mine. Astăzi am venit să vorbim despre femei și e un subiect foarte frumos, un subiect foarte delicat și să știți că am venit cu mare drag. Doamne ajută, mă bucur că v-ați făcut timp, dar mă gândeam, știți că dacă era emisiunea în prima, cum s-ar spune, să stați și vă uitați și dumneavoastră acasă la dumneavoastră, dar da, vă știți, vă iubiți, pentru că trebuie să știm acolo pe ce scară, pentru că dacă ajungi la o înțelepciune ca să știi pe ce scară te situezi, pe ce treaptă scrii te situezi, ești ok cu tine. Dacă nu știi pe ce treaptă și te supraevaluezi, este... sau te subestimezi, nu știu dacă trebuie să știi, trebuie să-ți dai seama în raport cu și în comparație cu. Exact. Ce fost frumoase, zice. Trebuie să ne uităm la rezultate. Întotdeauna, că de cele mai multe ori avem foarte multe rezultate și noi nu le vedem, pentru că ne uităm la partea goală a paharului, nu la plină. Și când vorbim de o supraevaluare, este de fapt o dereglare a minții, că numai mintea poate să ne facă grandomani, știți? Adică aici e o problemă, știți, și egoiști. Dar vreau să vă propun în continuare să vorbim despre acest echilibru yin-yang și să vorbim despre partea feminină, de exemplu, a bărbaților un pic așa, două minute, dacă îmi permiteți, să spun că și această parte feminină ar trebui cumva și tot noi femeile, perechea lor, trebuie să le arătăm bărbaților cum să facă acest lucru dacă vrem acest lucru de la ei. Deci, cu alte cuvinte, ei ar putea să exprime către noi mai bine iubirea lor, să zicem, că wow! Dar faptul că nu știu să o comunice așa bine ca noi, faptul că nu știu să-și o vadă atât de mare, tot intră cumva că noi știm cel mai bine să le arătăm, suntem lângă ei să le arătăm, să-i învățăm cum să o facă. Dar trebuie să știți că pentru asta trebuie tot așa înțelepciune și deschidere la femeie, un pic ca ea să știe să lucreze cu bărbatul ei pe această temă, să-l învețe ca pe un... Oricum, la minte suntem mai, să spunem că... experiența și tot și poate și nașterea ne face să fim mai mature decât bărbații. Da, poate... în schimb suntem foarte emotive și trebuie să știți că în situații de criză s-a văzut că bărbatul reacționează mult mai bine. Deci noi nu avem puterea, prezența de spirit pe care o au întotdeauna bărbații, nu avem forța lor, nu avem, poate să zicem, angajamentul lor în toate lucrurile pe care le fac și aici trebuie să începem să învățăm noi de la ei că, de exemplu, nu întotdeauna trebuie să câștigăm lucrurile prin partea emoțională, pentru că trebuie să știți că femeia în general lucrează foarte mult cu emoțiile, prea mult poate și trebuie să înceapă să-și dirigeze această forță a iubirii mare care este cumva caracteristică și care este cumva, ca să zicem, nu e bine spus o armă, că e prea mult, este un atribut extraordinar. Noi nu știm la ora asta ca ființe umane să potențăm și să ne folosim de această iubire ca pe o forță. De cele mai multe ori, partea asta sufletească, partea asta, să zicem, de emotivitate, este considerată și de bărbați, dar și de femei ca o vulnerabilitate. Se spune că dacă ești o persoană care plângi la un moment dat sau ești o persoană mai sensibilă sau îți pasă de cineva, ești luat cumva de prea vulnerabil, de slăbiciune. Și nu este așa. Trebuie să știți că eu sunt o persoană generoasă, că altfel n-aș fi medic și toți medicii sunt generoși. Și am învățat, de exemplu, saltul meu calitativ ca ființă umană a fost să încep să lucrez cu iubirea și cu puterea în același timp.
Pentru că de cele mai multe ori și eu mi-am dezvoltat partea de yang pentru că am considerat că, cum să zic așa, pot să fac față. Deci, în general, toate, de exemplu, femeile care sunt foarte yang sunt foarte vulnerabile. Ele, de fapt, sunt foarte sensibile și această yang a lor uneori este o mască, este o armură, e ceva care să protejeze această vulnerabilitate. Deci trebuie să știți că femeile care sunt cele mai grozave sunt foarte vulnerabile. Dar de asemenea și bărbații care par, de exemplu, foarte puternici au o sensibilitate foarte mare. Noi trebuie să începem să echilibrăm. Trebuie să și ca bărbați și ca femei trebuie să lucrăm cu ambele valențe. Și trebuie să știți că dacă începem să lucrăm cu ambele valențe, vibrația noastră echilibrată între noi doi va atrage de asemenea un partener echilibrat. De fapt, la un moment dat, spuneam așa, am avut într-o terapie cu o pacientă care spunea, doamna doctor, ce să fac? Eu divorțez, nu știu ce. Bun, și cine o să vină? Păi zic, dacă tu nu te schimbi, dacă nu-ți transformi acele defecte în ghilimele ale tale, să știi că o să vină unul la fel. Cum vine unul la fel? Păi zic, vine unul la fel, pe aceeași vibrație. Deși eu trebuie, de fapt, să mă transform pe mine, să ridic eu vibrația mea ca să vină altul mai bun? Da. Știți? Păi zice, atunci dacă nu mă transformă pe mine și poate mă împac cu soțul meu, păi da, păi asta vreau să-ți propun și eu. Deci ideea este nu să schimbăm bărbații dacă nu ne plac. Sau invers, bărbații să schimbe femeile. Ci hai să vedem că de fapt partenerul meu este ăla pe care îl merităm de fapt. Hai să vedem că dacă nu ne place ceva de el, noi l-am ales. Nu l-am ales noi întâmplător, l-am ales că avem aceeași vibrație cu el. Deci e foarte important să începem de fapt să ne schimbăm amândoi. Și pentru asta există terapii. Da, și pentru asta există psihologi. Avem aceeași vibrație. Exact. Da, pentru că nu l-am ales întâmplător. Da. Dacă nu, auziți și auzim tot timpul, dacă nu ești la unison cu respectivul, nu vibrezi, nu ești pe aceeași, nu rezonezi cu el, n-ai cum, da, exact. Corect. Dar la început e posibil că știți, la început e mare iubire și dragoste, știți? Love, că toată lumea se ia din dragoste, adică marea majoritate. Și se iubesc și atunci sunt pe o vibrație dar ce e atunci în acel moment de iubire maximă? Toleranță. Ați văzut că nici nu mai pasă dacă zice ceva, că-l iubești. Este așa îngăduință, este devotament. Uneori poți să te critici că nici nu auzi. Știți? De fapt, vreau să vă spun că pe măsură ce noi ne dezechilibrăm ca indivizi, începem de fapt să vedem, să apară defectele noastre, dezechilibrele noastre și așa apar de fapt defectele celuilalt. Că știți că se spune că fiecare iubire durează 5 ani și după aia încep certurile în familie, așa se spune. Dar de ce se întâmplă în ăștia 5 ani? Păi știți, eu am citit un proverb arab, nu știu dacă l-am mai spus telespectatorilor, dar îl repet, iubirea durează 3 luni, 3 ani de ceartă și bătaie și 30 de ani de toleranță. Da. Și în acești 30 de ani de toleranță trebuie să începem să lucrăm. Că de fapt ne putem transforma relațiile. De fapt putem să lucrăm la noi și la relațiile noastre. De fapt asta e ideea. Și cum putem face acest lucru? Echilibrând acest yin-yang. Asta încercam să spun. Practic, ce pot să aduc aici ca și noutate în acest echilibru dintre femeie și bărbat este că trebuie să începem să vedem calitățile. De câte ori criticăm pe cel de lângă noi, să zicem bărbatul, noi de fapt nu mai suntem dispuși să-i vedem calitățile și ele sunt foarte multe. Și o să le vadă alte femeie, știți cum este, în curând, da, pe ecrane. Corect, și atunci corect. Ne pierdem soții. Deci este foarte important să începem să vedem de fapt de câte ori, la un moment dat noi suntem de vină că ne uităm foarte mult pe defecte fără să ne uităm pe calități. Vreau să vorbesc despre gelozie. Spuneți. Pentru că trebuie să știți că principala calitate a femeii este dragostea și principalul defect al femeii este neiertarea pe care la un moment dat nu mai poți să o facă și gelozia. Asta este cumva și manipularea. Asta este cumva căderea femeii. Deci vorbim pe unde ea pe piedestal și care sunt atributele, calitățile cele mai mari pe care le-a dat divinitatea, și anume iubirea, că e profundă la femeie. Și când cădem, când mergem în partea de jos a paharului, noi cădem în aceste defecte. Care aceste defecte, dacă vorbim despre gelozie, de exemplu, știți cum se raportează gelozia? Ce înseamnă gelozia? Înseamnă așa, un dezechilibru profund cu tine însuți, în care tu crezi că nu mai e suficient de bună, de soțul tău te poate înșela.
De te gândești că soțul tău te poate înșela. Nu îmi convine, dar așa este, că este o devalorizare de sine până la urmă fantastică și da, de acord, da. Deci în momentul în care tu, de fapt... Dacă nu mai ai încredere în tine și spui da, se poate uita după alta sau eu am cu tare, nu, și atunci începe nebunia aceasta a geloziei. Corect. Da, trebuie să știți că homeopatie e tratament pentru gelozie. Eu am avut cazuri. Eu am avut cazul, nu știu, poate că am spus în altă emisiune, dar spun acum încă o dată, unui pacient care s-a vindecat de gelozie cu tratament la mine homeopat, câteva luni a fost, 6 luni cam așa, în care spunea, soția mea e însărcinată și eu sunt gelos pe ea. Adică știu că nici nu poate, dar am o problemă. Și omul a venit, zice, să nu știe doamna, să nu, deci nici nu vreau să spun. Deci în halul ăsta sunt, se vedea singur. Zice, nu e regulă cu mine, că știu că nu poate să o facă, dar pur și simplu când ies pe stradă și se uită alții la ea, fiind cu sarcină, zice, eu sunt gelos, mi-e rău. Bun, deci și acum am tratat foarte mult încrederea în persoana respectivă. Se tratează foarte ușor. Dar ce vreau să spun, legat de neiertare, noi două am făcut niște emisiuni despre neiertare, ca să vedem că, de fapt, în momentul în care noi nu mai reușim să iertăm anumite lucruri, de exemplu, pe care îi le fac soții noștri, pe care îi le fac partenerii noștri, la un moment dat, pentru că ei sunt bărbați. Pentru că ei nu au așa echilibru ca noi, să zicem, cu și noi ne simțim ofensate. Da? Trebuie să știți că momentul în care nu poți să ierți, este ceva legat de tine, că și tu ești un pic orgolioasă și mândră legată de, și prea nu poți să ierți, prea nu poți să lași, prea nu poți să... Acum, într-adevăr că unele ofense sunt foarte mari, dar vedeți dumneavoastră, cel mai bun mod, de exemplu, care cred eu că te poate ajuta să ierți, este să te pui în locul unui bărbat. Eu să știți că am început să mă gândesc cum aș acționa ca bărbat. Și să știți că bărbații sunt mai simpli. La ei nu sunt lucrurile atât de complicate. Ei sunt mai tranșanți. Și atunci nu trebuie, cred că noi suntem, ne facem prea multe planuri. Deci noi suntem prea creative legate de partea masculină. Partea masculină e mai simplistă. La ei lucrurile sunt unul cu unul, fac doi, și despre asta este vorba. La noi stai să vezi, că dă cu virgulă, că știți. Deci această creativitate a noastră pe care noi o avem față de bărbați, uneori ne împiedică. Pentru că avem prea multe așteptări, avem prea multe, știți, trebuie să vedem pe ei cum sunt, cumva, eu știu, între anumite limite, să-i luăm ca atare și să nu mai fim așa de deranjate, că știți cum este, de unde nu e, ce să ceri. E și aici o problemă. Dacă ar face cineva o operație pe creier să ne scoată gelozia, eu cred că totul ar merge struna într-o relație femeie-bărbat, credeți-mă. Dar acest lucru nu se poate, pentru că, nu știu, am încercat și în emisiunile noastre, nu putem să înțelegem cea mai mare, să spunem, și poate eu greșesc aici, dar cel mai rău lucru pe care ți-l poate face bărbatul sau femeia, după mine, vă rog să mă corectați dacă eu greșesc, este atunci când înșală. Să pierde încrederea, pentru că de aceea trebuie să cultivăm în timpul căsniciei încrederea. După aia dragostea se mai duce, rămâne încrederea și prietenia. La început cultivăm dragostea, prietenia și rămâne încrederea, mă rog. Hai să vorbim... Acest lucru mi se pare mie că nu putem să-l iertăm. Da. Hai să vorbim despre adulter atunci. Adică hai să vorbim despre de ce înșală bărbatul, ca să vedem de ce înșală bărbații. Nu știu de ce, pentru că nu poate să fie monogam, pentru că este poligam prin naștere, nu știu cum să spun. Eu nu sunt de acord, o să vă spun varianta medicală a lucrurilor, mai psihomedicală a lucrurilor. Trebuie să știți că, în general, se spune așa, că bărbatul pleacă de acasă când nu are tot ce-i trebuie. Așa se spune, știți. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem că în momentul în care unul din parteneri părăsește cuplul, cumva la nivel de pat, să zicem, este ceva acolo ce scârțe. Ori la nivel de pat, ori la nivel de emoții, ori la nivel de iubire, ori la nivel de multe. Deci, cu alte cuvinte, niciun partener care se iubește pe bune, cum se presupune că de-aia te-ai căsătorit, nu face pas stânga sau dreapta decât dacă ceva nu este în ordine acolo. Cam asta este ideea, adică întotdeauna e o dezordine în această armonie între femeie și bărbat, soț și soție. Și asta îi permite lui cumva să poată să facă pasul alăturat. Acum, ca să
nu avem pași stânga-dreapta, trebuie să ne uităm mereu dacă e în regulă lucru. Pentru că eu am avut, de exemplu, tot așa dau exemplu unei terapii pe care am avut-o, e și în altă localitate, deci e ok, pot să spun, despre o persoană care a venit în situația că ea divorțează pentru că soțul i-a anunțat-o că e cu altă femeie și deci lucrurile sunt foarte clare, deja avea foarte mult timp de seara, ea stătea singură și domnul era cu viitoarea, adică cu amanta, cum ar veni, și vreau să vă spun că doamna era foarte supărată și era gata să bage actele de divorț, a venit să se îndepresie la mine, că nu se simțea bine, am tratat-o de depresie și a intrat într-o terapie. Și problema a fost așa, în felul următor. I-am zis, bine, hai să vedem, dincolo de ce plângere avea foarte multe plângeri, hai să vedem care sunt lucrurile care le reproșesc soțului tău. După aia, conform teoriei pe care am spus-o înainte, a văzut de fapt că sunt propriile lucruri care de fapt erau la ea și a ajuns la faptul că ea nu prea era dispusă în căsnicia ei să facă anumite lucruri, ca de exemplu să gătească, să spele, să calce, să facă surprize, să fie foarte bună în pat și toate lucrurile astea. Înțelegeți? Adică cam de aspectul ăsta al casei cumva. Și la un moment dat i-am spus, bine, dar cum o, și bine, și cum ar trebui să fac? Păi ar trebui să corectez toate astea. Am avut o mare surpriză. Vreau să vă spun că următoarea duminică, după ce s-a încheiat terapia, m-a sunat, pregătea un tort pentru soțul ei, nu-i făcuse niciodată tort. Era prima dată când îi făcea bărbatul său tort. Mi-a spus că a început să gătească, că nu-i gătise până atunci, își cumpărase o lenjerie nouă, foarte sexy, și era cu, urma să plece cu soțul la munte și suna amanta supărată deja. Amanta era foarte supărată, iar ea își recâștiga soțul. Înțelegeți? Deci aici trebuie să începem să vedem că noi lăsăm loc de așa ceva, adică și cumva e o nișă acolo pe care noi o creăm. Trebuie să începem să ne cunoaștem mai bine partenerii. Da, trebuie da, să începem să vedem. A plecat de la faptul că l-a iertat și schimbarea de aici. A plecat de la faptul că și anumite lucruri din, sau lipsuri pe care ea nu le aducea acolo, să zicem, contribuții pe care nu le aducea, nu, împăcarea, vreau să vă spun. Bineînțeles. Păi a putut să se ierte pe ea, de fapt. Că în momentul în care nu-l ierzi pe el, trebuie să te ierzi pe tine că ai ajuns în situația asta. Adică să fii înșelat. Știți? Mi-ar fi plăcut, doamnelor, să intrați în direct cu noi la 07 0350 40 30 78. Mulțumesc, Răzvan. Mai scapă și la mine. Este vârsta, să spunem. Este primăvară, nu este vârsta, da? Mi-ar fi plăcut să intrați în direct, dar mai avem doar 5 minuțele din această emisiune ca să vedem cum, ce faceți dumneavoastră. Vedeți, este ziua noastră, în ce ar fi interesant din punctul dumneavoastră de vedere, ca, cum vă vedeți dumneavoastră în relația asta în doi și de ce trebuie să așteptați dumneavoastră surpriza când ați putea de 8 martie să fiți dumneavoastră surpriza lui și așa mai departe. Dar e de discutat aici. Eu aș fi vrut și partea aceasta să fi văzut ce vor face doamnele privind ziua de mâine. Acum, apropo de un alt lucru care stă cumva la baza căsniciei, trebuie să știți că este relația de intimitate între cei doi. Acest lucru este cumva de bază. Știți că se spune că dacă măcar nu te înțelegi bine, în rest, la pasă te înțelegi bine, pentru că era la un moment dat și o poveste așa cu doi parteneri se certaseră și la un moment dat zice, și ce ai făcut, dragă? Zice, eu m-am supărat cu soțul și ne-am certat și după aia ne-am dus și ne-am culcat și ne-am... Păi cum v-ați culcat? Păi n-are una cu alta. Adică una e cearta, una e patul. Dimineața iar ne-am supărat că eram supărată. Deci trebuie să începem să vedem că o anumită componentă care ține de intimitatea în cuplu este foarte importantă. Și apropo de faptul că trebuie să avem foarte mare grijă și de bărbați și de femei, trebuie să știți că e foarte important ca și acest act al intimității să fie cât mai bine, să fie cât mai liber, să fie cât mai, să zicem, armonizat între cei doi, ca să țină și căsnicia, că până la urmă este un lucru foarte important și asta. Nu este numai iubire acolo, nu este numai creativitate, nu sunt numai bani, nu sunt numai copii, ci și este locul în care tu te simți natural, să zicem. Sau locul în care tu te simți senzual, sau este locul în care tu te poți simți așa, nu știu cum să zic, dincolo de rigorile societății. Trebuie să ținem cont de tot dacă vrem să păstrăm relațiile de cuplu. Corect, corect, da, exact. Corect.
am adus câteva cărți. Acest lucru, văzut că m-am uitat la cărți și v-ați gândit la ele. Da. Doamna autor nu e niciodată cu mâna goală, vine cu cărți, cu foarte multe cărți și chiar cu însemnări, pentru că citește foarte mult, doamna doctor. Da. Haide să vă spun. Am aici o carte foarte frumoasă, care se numește Relația Divină prin Alegere, dacă puteți să o măriți. Este foarte frumoasă. Eu am fost la o terapie despre sufletul pereche la un moment dat. Eu mi-am căutat sufletul pereche și sunt la un moment dat acum în căsătorie cu sufletul meu pereche, în relație. Și vreau să citesc un pic despre cum arată o relație. Spune așa, atunci când ne dorim să avem o relație solidă, este esențial să construim de la început ceea ce se numește temelia, baza relației. Și această temelie e ca o stâncă. Uitați cum trebuie. Temelia divină, spune el, este creată din ingrediente speciale ca respect, onoare, încredere, pasiune, răbdare, perseverență, compasiune, comunicare, bucurie, flexibilitate, amabilitate, generozitate și iubire, iubire, iubire. Și uitați care sunt capcanele. Ce anume s-ar întâmpla ca să ne distrugem relațiile? Care sunt capcanele? Ego-ul și mândria. Știți, când sunt lipsa de comunicare și aici să știți că se poate îmbunătăți, putem apela la un psiholog. Gelozia, cum am vorbit, de asemenea, pot să mai fie egoismul, autopedeapsa, adică sunt foarte multe persoane care se autopedepsesc, de exemplu, știți cum ar fi când cauți sufletul pereche, tu care ești singură și divorțată, să ai o relație cu cineva care e însurat, adică acolo ești masochistă cu acte, știți, că tu oricum n-ai nicio șansă și nu este ceva benefic. Este ca și când tu singură îți faci rău. Înțelegeți? Nu mai avem. Da, vinovăție, judecare, de asemenea jignirile, fricile, așteptările foarte mari către celălalt. Prezentații alte speciale. Cărți. Că văd că sunteți și cu oșul după dumneavoastră. Da, ghidul fitoterapeutic pentru femei, unde din punct de vedere medical sunt toată paleta de plante care poate ajuta femeia în toate problemele ei, să zicem, sexuale, ginecologice, tot ce ține de secretele feminine. Ca să deci ghidul așa. Fitoterapeutic pentru femei, da. Mai departe. De asemenea, am venit aici cu echilibru corp-minte, unde se vorbește despre frigiditate, unde se vorbește despre potență la bărbați și frigiditatea la femei, despre cum să ne depășim propriile noastre bariere și să ne tratăm aceste lucruri pentru că duc la, să zicem, dezechilibru în cuplu. De asemenea, despre dragoste. Este o carte scrisă de un călugăr despre dragoste. Știți, mi s-a părut ceva rar, că e o abordare foarte interesantă, despre cum să dăruiești iertarea, iar este o carte despre psihologie practică, scrisă de un profesor de psihologie de la Universitatea din Madison, din America. De asemenea, am venit cu o carte despre apărarea familiei de atacurile energetice, pentru că să știți că am avut de curând o pacientă care a, cum să zic, o altă prietenă bună i-a luat soțul și casa și mașina și absolut tot, de biata femeie era în depresie și copilul și toate astea, adică se mai întâmplă astfel de lucruri. Și de asemenea am venit despre o carte interesantă despre homeopatia în psihoterapie, un îndemn către psihoterapeut să poată să cunoască și remediile homeopate ca un adjuvant, de exemplu, pentru a trata gelozia. Pentru că trebuie să știți că gelozia poate fi tratată. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la dumneavoastră la emisiune. Vă doresc din suflet să aveți un 8 martie, așa încât să vă... Dar dumneavoastră sunteți, prin structura firii dumneavoastră, o veselă, cu bucuria de a trăi și vă aștept de fiecare dată cu plăcere aici în studioul televiziunii BTV. Dragi telespectatori, emisiunea este în reluare. Mâine, poimine și răspoimine de la ora 6 dimineață. Noi ne reîntâlnim luni. Vă doresc weekend plăcut. Și la mulți ani pentru femei. Și bucurați-vă de această zi de o martie. La mulți ani pentru toate femeile. Și la mulți ani.